Batín, man. Care e filmul tău preferat? Spectacol caritabil la Drobeta Turnu Severin. Lizuca Ciurea și Claudiu Maier, cunoscut publicului după rolul nebunului Tipilică din serialul Las Fierbinți, au pus în scenă o piesă de teatru total atipică, ce a vizat o realitate crudă a zilelor noastre, fenomenul de racolare online a adolescentelor. E un spectacol care tratează o temă destul de urâtă. În realitate este vorba despre modalitatea prin care un om matur agață pe internet puștoaice pentru a deține relații sexuale cu el. Și asta o să vedeți în seara asta. Adică eu sunt cel care, în urma unor chat-uri cu o domnișoară de 16 ani, o ademenesc în parc pentru a întreține relații sexuale. Sperea să fie pe gustul publicului? Nu știu ce să zic la asta cu gustul publicului. Tema este destul de dură. Adică nu e o comedie care să zici, bă, iese lumea la final și zice, mamă, ce spectacol frumos. E un spectacol destul de dur. E dur pentru noi și pentru public nu o să fie, cred că, foarte ușor de digerat. Carolina e o fată de 16 ani, inițial, la prima vedere. Jovială, dar până la urmă se lasă prinsă în capcana internetului și lumii virtuale și vine la o întâlnire la care n-ar fi trebuit să vină, e forțată de împrejurări să vină acolo. Motivul acestui spectacol caritabil a fost acela de a da o speranță unui suflet care s-a dăruit artei spectacolului. Un om care a pregătit an la rând tinerii ce și-au dorit să joace pe scenă, regizoarea Mariana Nistor. Este un spectacol caritabil organizat în parteneriat cu Palatul Culturii Teodor Costescu pentru cea care a slujit ani și ani de zile pe această scenă, a debutat pe această scenă, a pus spectacole când a devenit regizor, a pus spectacole aici. A făcut chiar 2 ani la rând zilele Severinului, așa de granda. Este vorba de doamna regizoare Mariana Nistor, care trece prin momente destul de dificile și atât cât putem și cum putem trebuie să-i fim. Teatrul a fost întotdeauna un mijloc de relaționare superioară între oameni și atunci când a fost nevoie să vină și mai mult în ajutorul celor care sunt într-un moment de impas, iată că a făcut-o întotdeauna ceea ce se întâmplă și astăzi la Severin. E cu atât mai bine cu cât între actori regăsim severineni din generația tânără, ceea ce înseamnă că teatrul severinean continuă odiseea și misia sa. Că mă enervează la culme să pierd timp. Prefer să mă întâlnesc cu fete așa frumoase ca tine, care mă fac să mi se... Spectacolul a fost adus la Drobeta Turnu Severin de Monica Ciurea, în colaborare cu Compania Culturală Constantin. Chiar dacă piesa de teatru a abordat un subiect important din zilele noastre, severinenii nu au venit într-un număr foarte mare.